Deputatul PSD Constantin Bârcă a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul formațiunii politice despre scumpirile la energie. PSD a depus un proiect de lege privind consumatorul vulnerabil ce a fost aprobat în plen. Acesta prevede acordarea unui ajutor de 250 de lei pe lună pentru consumatorii branșați la rețeaua de gaz, 500 de lei lunar pentru cei branșați la rețeaua de energie și 800 de lei pentru cei care se încălzesc cu combustibil solid. PSD urmează să depună un nou proiect de lege privind plafonarea prețului la energie și de asemenea să ia în discuție impozitarea furnizorilor de energie. De la început vreau să vă spun că Partidul Social Democrat nu a stat deoparte, este foarte îngrijorat de ceea ce vedeți cu toții că se întâmplă astăzi și mă refer la scumpirile facturilor la energie. Drept pentru care, în prima ședință de plen, Partidul Social Democrat a inițiat și a pus pe ordinea de zi proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil. Legea a fost votată, a trecut de cameră, urmează să ajungă la promulgare la președinție. Această lege aduce un lucru bun pentru persoanele care sunt în nevoie, mă refer aici la persoanele care au venituri mici, venituri reduse, la persoane care sunt izolate și, bineînțeles, persoanele vârstnice. V-aș putea da câteva detalii și anume, la gaz avem o subvenție de un ajutor pentru aceste persoane defavorizate de 250 de lei pe lună, la energia electrică 500 de lei pe lună, iar la combustibilul solid 80 de lei pe lună. Sigur, este insuficient acest ajutor pentru persoanele care sunt la nevoie și sunt puse în postura de a plăti aceste facturi uriașe. De aceea, Partidul Social Democrat, la acest moment și în perioada imediat viitoare, va introduce pe ordinea de zi, în plenul Parlamentului, un proiect de lege privind plafonarea prețurilor la aceste facturi, la facturile de energie. Această plafonare se referă la, practic, se lucrează, dar se va face o medie pentru ultimile 6 luni de zile, iar acea medie va trebui să fie plătită. Ne gândim și la o subvenționare, bani veniți din partea statului, cu 50% doar pentru această creștere față de prețul facturilor de până acum, înainte de creștere. Mai există încă un lucru bun în acest proiect de lege, și anume impozitarea furnizorilor de energie. Adică să le impozităm veniturile uriașe pe care ei le colectează în fiecare lună de la oamenii, acești oameni nevoiași. Sigur, Partidul Social Democrat nu a stat deoparte și s-a implicat activ în viața politică de acum. Cu siguranță o să aveți întrebări și o să vă răspund imediat la ele. Cu privire la Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, începând odată cu debutul sesiunii parlamentare, chiar ieri am avut a doua întâlnire în cadrul Comisiei cu reprezentanții din sectoarele de activitate din domeniul agricol și mă refer la practicile neloiale pe care le aplică supermarketurile, lanțurile de magazine vis-a-vis de producătorii noștri, fermierii români. Se referă acest proiect de lege, care va intra și el în plen în perioada imediat următoare, la lanțul agroalimentar, și anume de la producător, la furnizor, la comerciant și până la cumpărătorul final, care este reprezentat de oamenii care merg și cumpără de oriunde, din supermarketuri, din magazinele mari care s-au deschis la noi. Cu privire la mediul politic, știți foarte bine că guvernanții în ultima perioadă, încă de când au preluat guvernarea, au făcut lucruri care
care nu sunt în beneficiu cetățenilor. Mă refer aici la aceste scumpiri la energie pe care le vedem cu toții, le resimțim din plin, la circul pe care l-au adus în Parlament, având în vedere jocul politic pe care ei îl fac pentru a obține fiecare, mă refer la toate partidele care se găsesc în arcul guvernamental, pentru a obține președinția acestor partide. Țara, practic, la acest moment este neguvernată, iar noi încercăm să o stabilizăm, așa cum v-am spus, prin măsurile pe care le-am adus în atenția dumneavoastră și, bineînțeles, au fost o parte din ele votate în plenul Parlamentului. Aștept întrebări de la dumneavoastră, iar apoi urmează să dăm cuvântul colegilor mei. Vă rog. Legat de un subiect apărut astăzi pe presa centrală, cum că dumneavoastră nu vă puteți justifica averea, ce aveți de comentat? Am văzut și eu articolul la care faceți dumneavoastră referire. Aș vrea să vă spun că este ușor să te uiți după margine într-o declarație de avere și să înfierezi acea persoană, să vezi doar lucrurile care sunt trecute acolo, fără să faci o analiză aprofundată a ei. V-aș spune că tot ceea ce este trecut și mi-a aparține în declarația de avere pot justifica, pentru că ei au uitat un lucru, și anume că o parte din bunurile care sunt trecute în declarația de avere sunt primite de la părinții mei, respectiv socrii mei, și, bineînțeles, eu cu familia mea exploatez și o suprafață de teren. Ce au văzut ei în declarația de avere este norma de venit, nici de cum producția și, bineînțeles, banii care pot fi verificați la o analiză atentă, banii se văd prin cont, nici de cum nu merge altfel, știți destul de bine. Despre moțiunea de cenzură, ce puteți să ne spuneți? Așa cum s-a tot declarat, moțiunea de cenzură va fi votată de parlamentarii Partidului Social Democrat imediat ce va ajunge în plen. Pentru că, vă spun de la început, noi nu suntem de acord să facem jocurile nici unui partid, mă refer la PNL și la USR, este treaba lor să-și rezolve problemele așa cum știu dânsii, dar în momentul în care moțiunea de cenzură va ajunge în Parlament, parlamentarii Partidului Social Democrat o va vota, pentru că, da, suntem de acord, acest guvern trebuie să plece acasă. Ne-a arătat că nu poate să facă față îndatoririlor pe care le au în fișa postului, pentru că românii i-au ales pentru a le ușura viața, nu a le face viața mai grea. Cu siguranță în perioada următoare, poate anul acesta, va ajunge moțiunea de cenzură, o vom vota și ne dorim un partid, un guvern al nostru, un guvern în jurul Partidului Social Democrat, pentru că știți foarte bine, Partidul Social Democrat a câștigat alegerile parlamentare de anul trecut. Ieșirea din această criză politică, pentru că este și o criză politică suprapusă peste o criză economică și o criză a sistemului, o criză sanitară, cel mai bine ar fi să ajungem, sperăm, noi ne dorim, la alegeri anticipate, așa cum și domnul președinte Klaus Iohannis își dorea să se întâmple anul trecut. Și credeți că vor avea loc aceste alegeri anticipate? Dacă presiunea străzii va fi suficient de mare, cred că președintele României va trebui să ia act de aceasta și se va ajunge până la urmă la alegeri anticipate. La alegeri anticipate, credeți că veți obține un scor mai bun? Cu siguranță, pentru că vedeți că pentru noi contează, în primul rând, nevoile oamenilor, nevoile cetățenilor, oamenii, nevoile oamenilor care se confruntă cu proasta guvernare, cu măsurile sau cu măsurile proaste care au fost luate de actualul guvern. V-aș mai spune că un exemplu de măsură nefericită. A fost permis organizarea concertelor de zeci de mii de participanți
În același timp, pe surse din zona guvernamentală, ni se spune că școala este posibil să revină online. Imaginați-vă dumneavoastră ce ar însemna să ne gândim cu toții un copil care este în, la clasa, la clasa pregătitoare sau la clasa întâi, cum poate el să învețe să scrie online? Eu chiar nu cred că este posibil.